Bună dimineața! O să facem un scurt tur a proiectelor aflate, proiectele mai tinere aflate în derulare. Și o să începem de lângă acest superb caprifoi care a înflorit a doua oară. Așa, cu palmeta Monica. Palmeta care și-a definitivat creșterea primului etaj, deci mai mult de atâta nu o să lasă crească în lateral, urmând doar să mai umblu la rod, asta în iarnă, deci să umblăm la ramurile de rod. Etajul 2 și el este și el a mai crescut, e în formare, urmează probabil la anul să ajungă la lungimea stabilită. Avem și axul și cu cele două ramuri pentru etajul numărul 3. Mai departe mergem la palmeta Kiefer, tot 2018 ca și Monica. Anul ăsta am lăsat fructe și astfel încât creșterile vegetative n-au mai fost astfel că, virgulă, creșterile vegetative n-au mai fost așa de mari, pentru că am vrut să văd ce poate. Avem ceva fructe. Kiefer este o pară de iarnă, deci mai avem până în octombrie când le adunăm. Ce am observat la el este că e foarte preocupat să facă muguri de rod și mai puțin creșteri vegetative. Da, sperăm ca la anul să începem și etajul numărul 2. Aici este palmeta noastră de sacrificiu, cum îi zicem noi. Cea pe care vă arăt cum se fac tăierile și răririle, și iată cum arată ea acum în august. E un soi de măr de toamnă, un soi roșu, foarte frumos, mere mari. Din păcate nu știu soiul. Da? În urma tăierilor și a operațiunilor de rărire, el s-a dezvoltat foarte, foarte frumos. La fel avem jos primul etaj, apoi cel de-al doilea și sus urmează să vină al treilea etaj, care e în formare. Tot lângă ele avem și prunișorul columnar imperial, plantat în toamnă și la care eu v-am arătat că am scurtat toate creșterile anticipate cu care a venit la 10 cm. Da? Aici a fost făcută tăietura. După aia am mai ciupit încă o dată. Da? Deci practic a fost ciupit de două ori și și-a format această coroană columnară. Practic rodul o să vină aproape de ax întotdeauna. Și nu o să lăsăm creșteri mai mari de, hai să zic, 15-20 de centimetri, deja e mult. Astfel încât să aibă această formă de coloană. Mai departe o să mergem până la prunul Mirabel.
pe care tot așa vi l-am arătat la formare. Să vedem ce s-a mai întâmplat cu el. Păi el și-a practic luat forma aceasta de vas pe care mi-am ales-o, cu cele una, două, trei șarpante viguroase pe care am lăsat câte una, două subșarpante, una, două subșarpante, una, două subșarpante. Deci practic avem un vas cu 6 ramuri de bază de schelet pe care or să vină ramuri de semischelet sau chiar ramuri de rod. A ieșit foarte bine. La anul sperăm să gustăm și prunișoare. Prunul Mirabel este un soi de prun franțuzesc, foarte răspândit la ei, și de prune galbene, dulci, se putea să ziceți că seamănă cu corcodușele, dar sunt mai nobile, ca să zic așa. Altoirile care vor deveni formă KGB, da, deci 4, asta este prunișor, cred. Asta este, da, un prunișor necunoscut. Și asta este un vișin hibrid. Tot așa am lăsat 4 ramuri. Ele vor veni scurtate în iarnă la 10 cm, pentru că v-am zis vreau să facem o formă de coroană KGB. Așa. Încă unul și aici. Pe același stil. Aici mai avem o altoire de măr Valerie, creația doamnei Valeria Petre, și lângă el un tot altoit, un măr roșu Baia Marisa. Se vede coaja și frunzele ceva mai roșiatice. O să vedem cum se simt aici unul lângă celălalt. Valeria a crescut foarte, foarte bine, s-a format frumos, o să-l fie cu ax. Este altoit în 2019, deci la un an de zile să aibă peste 2 metri și cu coroana deja formată. A reacționat foarte, foarte bine la tăieri, la altoire și tăieri. Vă mulțumesc!